Stimați trăitori, am fost întrerupt în timp ce făceam de vreo 3 ori, în timp ce făceam mica mea transmisie de politică externă, de un telefon dat pe messengerul de pe Facebook. Mecanismul este relativ simplu. În condițiile în care suntem în listă cu câteva mii de oameni și nu cu toții avem o relație de apropiere la modul la care poate că fiecare dintre noi și-ar dori eu. Și nu avem o constanță relațională, cu atât mai mult cu cât suntem doar prieteni pe Facebook și nu ne cunoaștem atât de bine și atât de direct. Eu cred că o normă minimală de bun simț și de gândire implică faptul că înainte de a pune mâna să dați un telefon și în momente nepotrivite și la ore nepotrivite, cu atât mai mult pe messengerul ăsta, ar fi recomandabil să lăsați un mesaj. Mesajul ăsta implică la nivel de curtoazie și de politețe și de educație faptul că fiecare dintre noi la un moment are un spațiu pe care îl utilizează la o manieră personală în virtutea unor priorități și unor criterii de care el ține cont și pe care le respectă și le dorește protejate. Din perspectiva asta, cred că este firesc ca înainte să dați un telefon pe Messenger să folosiți Messenger-ul ca atare și să vedeți dacă persoana respectivă, exact similar cu minima educație pe care o are folosirea unui GSM, atunci când sunați pe cineva care are un telefon mobil, cred că se recomandă o minimă întrebare dacă persoana respectivă poate vorbi, dacă este momentul respectiv pentru a o face. De ce? Prin excelență, lucrurile astea fiind mobile, pot surprinde respectivul care recepționează sau care îi se adresează cealaltă mesajul, pot surprinde pe acesta nepregătit în situații diferite, complexe, personale, intime sau neproprii celui care dorește să îi se adreseze. Fie că e vorba de oră, fie că e vorba de locație sau de contextul circumstanțial, de relațiile pe care le are în momentul ăla pe viu cu alte persoane, fiind poate într-o ședință, fiind poate într-o întâlnire, fiind poate la masă, la toaletă, în cadă, în baie, la o mormântare, la un botez, la biserică, rugându-se. Și atunci, pentru a ne respecta reciproc și pentru a vă respecta și voi, și pentru acest minim respect, este bine că, dacă vă trece prin cap să folosiți telefonia de pe Messenger, cu bun simț, pentru a evita înjurăturile sau blocajul, vă recomand, folosiți mesajele întâi, cereți permisiunea, solicitați-o, cerându-vă și scuze. E o chestie de bun simț. Eu, după ce am fost apelat și întrerupt de 3 ori, i-am spus că îmi pare rău, nu pot vorbi. Femeia respectivă, cu o voce în vârstă, a insistat spunând că da, e foarte important. Pentru fiecare dintre noi, lucrurile pe care le facem noi sunt importante. Dar atunci când deranjați, nu puteți construi în niciun caz o punte de legătură și cu atât mai mult susține vreo formă de comunicare. E o chestiune mentală, minoră, de bun simț, care din ce în ce mai mult văd că poporului începe să-i lipsească. Mai ales cu ocazia prilejuită pe care le-a oferit-o, iertați-mă că sunt puțin iritat, exact lucrul ăsta, plecarea în străinătate. De unde ei consideră că dacă se întorc în România, sunt dumnezei, sunt zei și li se cuvine orice. Poate și din frustrare, pentru că acolo nu li se dă niciun drept, pentru că este firesc să li se dea doar drepturile pe care le-au și ceilalți. Iar acolo nu li respectă nici drepturile alea, pe care eu oricum nu le știu. Rămân la părerea și sunt confident ideii că atunci când folosiți comunicarea de genul ăsta, care suscită, cred, consider, rog, recomand, folosiți întâi mesajele, după care vedeți dacă este oportun dialogul direct. Vă mulțumesc!